Astăzi se împlinesc 60 de ani de când cosmonautul rus Yuri Gagarin a realizat primul zbor în spațiul extraatmosferic de aproximativ 108 minute la bordul navei Vostok 1, cu acest prelej având loc o transmisiune televizată în direct. Pentru a se asigura că expediția va decurge fără incidente, înainte de zborul primului om în cosmos, au fost efectuate 5 zboruri spațiale la care au participat câini, în cursul cărora a fost verificat sistemul de asigurare a rachetei, cel medical și de salvare. La 12 aprilie 1961, Gagarin decola de pe cosmodromul Baikonur din Kazakhstan, la bordul navei Vostok 1, având ca scop părăsirea atmosferei și executarea unui înconjur al Pământului pe orbită. A doua zi după zbor, la 13 aprilie, Gagarin avea deja redactat raportul despre prima sa expediție spațială. Ulterior, 12 cosmonauți din cei 20 selectați pentru prima echipă au participat la misiuni pe orbită. Yuri Gagarin a murit la 34 de ani în timpul unui zbor de antrenament. În același timp, la 60 de ani distanță, Emiratele Arabe Unite au anunțat că vor avea prima femeie astronaut în spațiu, după ce o tânără de 28 de ani a fost printre cei doi candidați selectați de agenția spațială. Cei doi astronauți aleși să se alăture programului spațial vor fi antrenați împreună cu astronauți ai NASA pentru viitoare proiecte de explorare spațială.